Omul care i-a scris discursurile lui Putin este prins în capcana acum. Nu are un plan B. Abbas Kaliamov i-a redactat timp de trei ani discursurile lui Vladimir Putin și spune că liderul de la Kremlin nu gândește ca un politician. Referitor la războiul din Ucraina, acesta susține că Putin are o mare problemă. Abascalamov, politicianul care i-a scris timp de trei ani toate discursurile lui Vladimir Putin, spune că acesta nu este un stratec. Este prins în capcană și nu are un plan B în ceea ce privește războiul din Ucraina. Nu este un bun stratec. Abascalamov, în vârstă de 50 de ani, i-a redactat discursurile liderului de la Kremlin după ce aceasta a devenit președinte în 2001. În prezent, el este colaborator al Institutului de Cercetare a Politicii Externe. Galiamov spune că Vladimir Putin nu gândește deloc ca un politician. El nu este un politician. Din punct de vedere mental, este încă un agent KGB, iar acești tip nu stabilesc obiectivele. Când apare amenințarea, el începe să lupte împotriva acestei amenințări. De aceea, el reacționează mereu la amenințările externe care apar și rezolvă aceste probleme. Atunci când nu există probleme, el doar plutește în derivă, lăsându-se pur și simplu dus de val. Nu este deloc un strateg, de aceea este prins în capcan acum, a spus Abascal într-un interviu scordat Postului Național de Radio din Australia. Vladimir Putin nu are un plan. Abascalie va a mai declarat că, în acest moment, Putin nu are o strategie clară în ceea ce privește invazia în țara vecină. Cetățenii ruși se așteptau ca el să anunțe obiectivele în Ucraina, în momentul în care s-a adresat națiunii săptămâna aceasta. Faptul că nu a făcut-o ar arăta că nu are un plan de rezervă. Rusia a suferit în ultima perioadă mai multe înfrângeri pe front. Nu are un plan B. 100 de procente din elitele rusești și jumătate din populația rusă, în general, înțeleg că situația merge în direcția greșită. Militarii ruși sunt ruinați, la propriu. Identitatea lor este ruinată, stima lor de sine este ruinată de ucraineni, de armata ucraineană, a mai spus Kaliamov. Cele mai recente estimări ale armatei ucraine ne arată că Rusia a pierdut pe front peste 146.000 de militari, potrivit Daily Star.